jos partida din șoseaua Ștefan cel Mare, Gado și Vrăjitoare amenințând poarta lui Delvart în chiar primul minut. Dinamoviștii și-au trecut în cont prima ocazie abia la capătul primului sfert de oră, șutul lui Vlăduț Munteanu fiind scos de la rădăcina barei de portarul Rotaru. În minutul 22, Semeghin pătrunde pe stânga, centrează pentru Florentin Petre, dar Lazar trimite in extremis în corner. Oradenii ripostează prin Cristian Munteanu, șutul său din lovitură liberă ocolind de puțin spațiul porții dinamoviste. Unicul gol al partidei, care păstrează cele trei puncte în șoseaua Ștefan cel Mare, vine în minutul 38. Vlăduț Munteanu șutează de la distanță, pe traiectorie se interpune Bărcăoan și din devierea acestuia mingea poposește cu noroc în poarta lui Rotaru. Prima repriză. Acum încercând o diagonală pentru Bărcăoan, Vlăduț Munteanu. Și gol, gol reușit de Munteanu, mai bine zis de Bărcăoan, pentru că mingea l-a atins pe Bărcăoan. O minge care se ducea mult în afară, îl șterge pe Bărcăoan și un gol norocos înscris în minutul 38 de Dinamo. Iată încă o dată fază. Munteanu șutează, mingea deviază din Bărcăoan lângă bară și cu destulă șansă gazdele înscriu primul gol al acestei întâlniri. Autor Bărcăoan. Iată Bărcăoan se lipește la gol în acest debut de campionat. Două goluri înscrise de Dinamo, ambele de Bărcăoan. Repriza se încheie cu execuția de efect a lui Dănciulescu, doar bara salvându-l pe Rotaru de primirea unui nou gol. În startul părții secunde, Dinamo punctează prin Dănciulescu, dar reușita acestuia este anulată pe motiv de offside. În minutul 57, orădenii sunt aproape de egalare, Delvar remarcându-se la voleul lui Vrăjitoarea. 8 minute mai târziu, dinamoviștii trec în două rânduri pe lângă gol, dar Florentin Petre și Grigorie nu îl pot învinge pe Rotaru. Același Florentin Petre ratează cu poarta goală după o ezitare a portarului Bihorean. Oaspeții au o ultimă zvâcnire în minutul 71, dar Delvart se opune salvator la incursiunea lui Vrăjitoarea, cel mai bun jucător al orădenilor. În ultimul sfert de oră, Claudiu Niculescu ratează trei ocazii imense, singur cu portarul Rotaru. În prelungiri, Bărcăoan este și el la câțiva centimetri de gol, dar partida se încheie cu victoria la limita dinamoviștilor, care acumulează primele trei puncte în acest sezon.